İsrail'in Şiyonlar geriye ürünün dağıtı sonu şaşırdı çağın Dekı konuşa Epatiya Zavri Dayaklı Şiyonluşu'nun formatı içeren doğuşu dese Kruş şi Vistisa Nasıl Şi Dumnezeu Rânduit să aibă și rode deosebite îmbelșugate în această slujire apierească, făcând să împărească viața bisericească și culturală, pentru că prin zestrea datului de Dumnezeu a reușit să îmbine mereu aceste lucrări ale credinței și ale culturii, dăruind bisericii noastre și neamului nostru o bogată zestre teologică, culturală și filantropică, din titlul multor biserici. Doar în Cluj s-au ridicat 26 de biserici noi în municipiul Cluj. Aici în Bistrița câteva biserici, câte știu, pe 4 biserici, județ, mult mai multe, toate mănăstirile, în afară de mănăstirea Nicura, deci 23 de noi mănăstiri, cel mai mult în această zonă a Năsutului și a Bistriței, și multe, multe alte împliniri. V-am spus toate acestea pentru ca să vedeți cum Dumnezeu poate să schimbe cursul vieții unui om. Cum Dumnezeu poate să aducă din nou în lumină ceea ce, la un moment dat, este în întuneric, sub opresiune. V-am spus toate acestea și pentru faptul că, iată, ne aflăm în cursul Sfântului și Marii Post, intrăm în duminica 5-a, ne pregătim de plorit și apoi de săptămâna cea mare a Sfinților Patim și de praznicul Dumnezeiești Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care Bunul Dumnezeu a lucrat mântuirea noastră. Acum, sigur că, după ce ne-am străduit să parcurgem dreptele postului și să privim la modelele duhovnicești pe care le oferă Sfântul Grigore Palma, în Duminica a doua, Sfânta Cruce, Duminica a treia, Sfântul Ioan Mărturisitorul, în Duminica a patra și acum în Duminica care urmează cu viața Maria Egipteană. Și apoi Sfintele Florin, în care vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos înconjurat de oameni care îl admiră și ar face orice să se proșteană în fața lui, să arate dragostea și prețuirea, vedem pe oameni indiferenți și pe alții care îl urmăresc ură și cu dușmănie. Stări care se amplifică apoi în săptămâna cea mare, în care cinstim și patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ne pregătim de Dumnezeiasca Înviere. Iubiți credincioși, acestea ar trebui să fie gândurile noastre duhovnicești și mai ales silința de a urma pe calea pe care ne deschide Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Sfânta și Dumnezeiasca Cruce pe care ne îndeamnă să ne purtăm fiecare așa cum e, cum Tatăl Cel Ceresc ne dăruiește, pentru că atunci când ne purtăm crucea, sporim prin rugăciune și înclinare și prin milostenie, în credință, nădejde și în iubire și în mod sigur tot ceea ce ne este greu la un moment dat de înțeles și de purtat devine apoi ușor și dătător de bucurie. M-am stat numai în chinurile fizice pe care le-a purtat și care sumează urări tuturor oamenilor din toate timpurile și mai ales
durerea repădării, a trădării. Și dacă noi ne gândim că sunt vinovați de Patria Mântuitorului, doar cei care i-au pricinit, au fost contemporanii lui, greșim pentru că orice gând, orice faptă, orice vorbă necugetată pe care o stim, ne alătură celor care l-au făcut pe Mântuitorul să suferă. Și aceea este bine să ne străduim, să-i curățim gândurile, vorbele și faptele, să ne spovedim, să ne învățăm cu noi și cu semenii și cu Dumnezeu, pentru ca lumina Învierii Mântuitorului să fie lumina care aduce pacea, bucuria și sănătatea sufletească de care toți avem nevoie acum și în vecie. Amin. Dumnezeu să vă îndrească sănătate și sărbători cu pacea și bucurie. Lumina Preasfințitului este foarte încărcată, pentru că aleargă de la piatra fântânele la piatra Craiului și peste tot unde este solicitat și unde înalt Preasfințitul îl îngăduie să plece. Prin cele spuse de Preasfințitul, credem că pe drumul spre Golgota, acum când am trecut puțin de jumătatea postului, să primim și curaj și binecuvântare pentru a ajunge cu multă încredere la mormântul gol de pe Golgota. Prin prezența Preasfințitului, credem că și înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit la cei 89 de ani pe care am plinit ieri, a fost prezent între noi. Preasfinția voastră, biserica aceasta, așa am găsit-o și eu, spre surprinderea plăcută a mea și mulțumire și laudă lui Dumnezeu, și o pun pe seama credinței fierbinți acestor credincioși și slujirea cu mult devotament a părinților de dinainte și cei de acum. Putem spune așa ca în Apocalipsă că biserica nu este căldicea, este chiar fierbinte prin credința, prin dragostea acestor credincioși. Când am anunțat că la invitația noastră veți putea să veniți, ne-au întrebat în fiecare zi când vine Preasfințitul Vasile. Și iată, Preasfințitul acum este aici între noi, cu noi, de aici va pleca la Parva și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în drumurile Preasfințitului, nevoindu-se spre a împlini toate cererile credincioșilor din Arhiepiscopie, Dumnezeu să-i dea sănătate și putere de muncă. Așa cum spunea Preasfinția voastră și la Bistrița, sunt 10 biserici și 9 construite după 90. Asta denotă credința și dragostea bistrițenilor noștri. Vă spunem de pe acum într-un glas, Dumnezeu să vă dea sănătate și sărbătorile care vin să vă găsească cu bine și să ne trăiți pentru mult și fericiți ani. Doi părinți vor mirui în capătul...